e timpul să părăsim planeta. Această propoziție rezumă predicțiile cercetătorilor din ultimele decenii. Oricare ar fi soarta Pământului după toate explorările în spațiu pe care le-am făcut, pare că suntem nerăbdători să evadăm. Din nefericire există și motive bune pentru asta. Mai devreme sau mai târziu, omenirea va trebui să se îmbarce într-o călătorie lungă în spațiu pentru a-și căuta o nouă casă. După această călătorie lungă, o expunere la radiații și o gravitație scăzută, probabil am fi nerăbdător să ieșim din nava spațială și să facem mișcare, dar oare va fi posibil? Oare poți merge pe suprafața altor planete? Hai să ne imaginăm pentru o secundă că am putea rezolva toate celelalte probleme legate de atmosferă, apă și radiații. Hai să începem cu cel mai apropiat obiect de soare. Mercur nu este o planetă foarte prietenoasă, dar să mergi pe ea depinde de partea planetei unde vrei să faci asta. Pentru că Mercur are tot timpul aceeași față către soare, aici temperatura nu scade niciodată sub 430 de grade. Costumele de protecție nu pot suporta temperaturi mai mari de 149 de grade Celsius, atunci pe această parte te-ai ca plasticul în foc, asta dacă nu se vor descoperi costume mai bune. Ca să eviți acest lucru, e mai bine să stai pe cealaltă parte a planetei unde temperaturile sunt de minus 163 de grade Celsius și unde costumele spațiale actuale te-ar putea proteja. Cu toate că această planetă este considerată a fi cea mai mică din sistemul solar, este foarte grea. Motivul pentru asta este fierul care constituie 83% din elementele care o formează. Datorită acestui fapt, gravitația acolo este de două ori mai puternică decât pe lună, iar de trei ori mai mică decât pe pământ. Așa cum se știe, nu e dificil pentru un om echipat cu un costum de protecție care este destul de greu să meargă pe lună. Să mergi pe Mercur ar fi mai greu, dar totuși posibil. Pe vecina noastră Venus te așteaptă o situație dificilă. Deși este mai departe de soare decât Mercur, temperatura de aici este de 464 de grade Celsius. Să încerci să ieși din nava spațială ar fi sinucidere curată. Și dacă printr-un miracol costumul nu s-ar topi, acidul sulfuric l-ar distruge. În norii de pe Venus, concentrația de acid sulfuric este foarte mare și uneori chiar plouă cu această substanță. Dar datorită temperaturilor foarte ridicate, se evaporă înainte să atingă suprafața planetei cu siguranță nu merită să-ți riști viața pentru deșertul dezolant care te așteaptă pe Venus, unde datorită atmosferei foarte dense, cerul nu este vizibil. Singura parte bună a acestei planete este gravitația, care este 90% din cea a Pământului, ceea ce ți-ar putea aminti de casă. Cele mai favorabile condiții sunt pe Marte, deși aterizarea acolo ar putea fi traumatizantă. Atmosfera planetei este de 100 de ori mai puțin densă decât cea a Pământului, iar lipsa rezistenței aerului ar duce la o aterizare foarte dură. Tehnologia actuală nu permite aterizarea unei nave mai grele de o tonă. Luând în considerare greutatea navei, a echipamentelor și a pasagerilor, probabil că ar trebui să mergi acolo singur. După ce ai văzut celelalte planete, pe Marte te-ai adapta repede. Gravitația aici fiind de 38% din cea a Pământului. Ca să poți merge pe suprafața planetei, a fost deja conceput un costum special numit XM. -ul. Acest costum poate fi ajustat în funcție de mărimea ta, este rezistent atât la căldură cât și la frig, oferind protecție la temperaturi între minus 157 de grade și 121 de grade Celsius. Mânușile sunt făcute dintr-un material special care permite folosirea dispozitivelor touchscreen, așa că să-ți faci un selfie pe Marte va fi ușor. Când vorbim despre mersul pe Jupiter, prima întrebare ar fi cum, pentru că aici nu există o suprafață ca cea de pe Pământ, planeta fiind înconjurată de o masă densă de gaze. Doar nucleul planetei este dur, dacă te-ai scufunda în atmosfera ei ți-ar fi mult mai cald decât pe partea fierbinte a lui Mercur. Temperatura până în partea superioară a atmosferei ajunge până la 630 de grade Celsius. Dacă ai reușit să treci de această parte fără să te topești, ai ajunge foarte repede la temperaturi mai răcoroase, dar nu pentru mult timp temperatura ar crește din nou datorită presiunii în creștere și vitezelor foarte mari ale vântului de acolo. Foarte puține nave ar rezista presiunii de pe Jupiter. De exemplu, nava fără echipaj Galileo a fost distrusă atunci când a ajuns la o adâncime unde presiunea era de 23 de atmosfere și temperatura de 153 de grade Celsius. Asta s-a întâmplat după ce a pătruns doar 156 de kilometri în atmosfera planetei. Dar hai să ne imaginăm că ai reușit să pătrunzi mai mult în atmosfera ei prin tehnologii încă nedescoperite de NASA. Atunci când ai ajunge la 500 de kilometri, nu ai mai înțelege ce se întâmplă în jurul tău. Vizibilitatea ar fi zero și norii denși de amoniac ar produce vârtejuri cu viteze de 100 de metri pe secundă. Cu toate acestea, ai fi încă departe de suprafața solidă. După o călătorie de încă 2,5 ore, ai ajunge la partea lichidă, un ocean de hidrogen metalic unde presiunea și temperatura nu permit viața. Dacă cumva ai reușit să treci de acest ocean, abia atunci ai ajunge la suprafața solidă. Temperatura de aici ar putea fi mai mare decât cea de pe suprafața soarelui, adică 35.700 de grade Celsius, deci niciun fel de costum nu te-ar mai putea salva, iar datorită gravitației puternice de 2,5 ori mai mare decât a pământului, probabil că nu ai mai reușit să scapi. Avem și noi un episod dedicat despre ce s-ar întâmpla dacă ai cădea pe planeta Jupiter. O să vă las un link în descriere. Saturn, pe de altă parte, are o gravitație mai mică decât cea a Pământului. Dacă ai fi acolo, te-ai simți aproape la fel ca acasă, gravitația fiind de 91% din cea de pe Pământ. Dar totuși nu ai putea să faci asta pentru că și Saturn este compusă din gaze, la fel ca Jupiter, suprafața solidă fiind ascunsă foarte adânc în atmosferă. Chiar dacă este foarte rece, costumul poate oferi protecție la temperaturile de acolo, care variază între minus 190 de grade Celsius și minus 150 de grade. Dar nucleul la care poți ajunge numai după ce treci de atmosfera densă a planetei este cu o treime mai rece decât cel al planetei Jupiter, având o temperatură de 11.700 de grade Celsius. Ai fi incinerat instant asta dacă nu ai fost deja înainte strivit de presiunea atmosferică a planetei. Gravitația de pe Uranus este și mai slabă, aproximativ 89% din cea a Pământului, dar nu ai putea să o simți deoarece ai fi atras în interiorul planetei. Asta s-ar întâmpla și pe Neptun. Singurul mod prin care ai putea evita să fii tras în interiorul planetei este să rămâi pe nava spațială. Într-o situație extremă ai putea folosi un dispozitiv de propulsie ca un jetpack cu care ai putea zbura pe aceste planete formate doar din gaze. Pe de altă parte, o gravitație mai mică nu este tocmai potrivită pentru mers. De exemplu, pe asteroizi ai putea merge doar pe cei foarte mari, mai mari de 8 km în diametru. Dacă ar fi mai mic, ai fi aruncat înapoi în spațiu imediat ce încerci să faci primul pas. Aici ai putea fi lovit de un alt asteroid, lucru ce nu ar fi de dorit. Totuși, cercetătorii de la NASA au găsit o soluție. Astronauții s-ar lega de asteroizi cu cabluri speciale. Odată legați, nu s-ar putea mișca foarte mult, dar ar fi mult mai bine decât să se piardă printre pietrele din spațiu. Dacă am depășit limitele sistemului solar, nu știm dacă am găsit planete pe care să putem merge. Majoritatea exoplanetelor sunt formate din gaze, așa cum este Jupiter, ba chiar sunt mai mari, mai fierbinți și au o gravitație și mai puternică. De aceea, dacă vrei să mergi, cel mai bine este să mergi într-un parc, acum cât omenirea încă mai poate face asta. Deci, tu pe care dintre planete ai vrea să mergi? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!